pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani, împreună cu un echipaj din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vorona, au intervenit noaptea trecută cu o auto specială de stingere cu apă și spumă la lichidarea incendiului izbucnit la un tractor care era parcat în fața unei gospodării din localitatea Vorona. La sosirea echipajelor, utilajul ardea în totalitate, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit. Pentru a preveni astfel de incendii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani aduce la cunoștință respectarea următoarelor măsuri. Verificați instalația electrică. Asigurați-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate. Verificați dacă apar eventuale scurgeri de carburant sau lubrifianți. Nu faceți improvizații la instalația electrică. Verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.